Un bărbat în vârstă de 72 de ani a căzut în gol de la etajul 5 al blocului unde locuiește. Bărbatul a rămas în viață, iar la moment se află în spital. Totul s-a petrecut în data de 21 mai, puțin după ora 12, pe strada Igor Vieru, din sectorul Ciocana al capitalei. Poliția a fost alertată de către un trecător care a observat bărbatul zăcând la pământ. La locul incidentului au venit forțele de ordine, dar și o echipă medicală cu ambulanță. Bărbatul de 72 de ani a fost dus de urgență la spital, iar la moment este supravegheat de medici. Între timp, oamenii legi au stabilit că bărbatul locuiește împreună cu fiul său într-un apartament de la etajul 5 al blocului de unde căzuse. În momentul incidentului, bătrânul se afla acasă de unul singur. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili dacă bărbatul ar fi căzut din întâmplare sau ar fi încercat să-și pună capăt zilelor.